Neața, băieți, acum vom începe un nou episod în care astăzi o să fim Uber în acest oraș, deci dacă sunteți pe server și doriți să mergeți de la punctul A la punctul B, desigur ne puteți suna, apăsați, ca să vă explic, apăsați pe capa, telefon, servicii și găsești Uber. Bă, băieți, uitați că am primit și prima comandă pe ziua de astăzi, deci hai să vedem. Da, acum mergem un pic mai tare, deoarece ne așteaptă și omul care a sunat, nu? Numai că e un pic cam departe, dar mă duc eu cât de repede pot. Seara. Bună seara, dumneavoastră sună la Uber? Da. Ok, haideți în mașină. Bun, să-mi puneți domnul pe GPS unde ați dori să mergem. Acolo. Ok. Un pic cam mult, dar ce căutați pe aici? Ați fost la plajă? Da. Ok, sunteți în concediu din cât observ. Da. Vă deranjează dacă merge mai repede sau... Nu. Ok, v-a spus ce-n tur. Acum. Da. Dacă plecăm mai repede, nu se știe ce se va întâmpla. Sper să nu. Sunt un șofer mai bun. Băi, un pic cam departe trebuie să mergem, dar sper că are și banii la el. Și de cât e în județ în oraș? Dacă îmi permis să întreb. Câteva luni. Ok. Băi, observ că asta nu prea are chef. Da, nu e problemă. Cade roțile astea. Adică, oricum nu e mașina mea, deci... Ia soție. Bătaie acasă. Bă, stai liniștit. Și am impietatoare cu o mașină. Mi-a stricat audio. Ea a făcut mai rău ca mine. A intrat direct în apă cu ea. Știi, înseamnă că sunt femei. Aha. Mai ales astăzi fiind o martie, na. Trebuie să mă duc să le cumpăr și eu flori. Să cumpăr, adică nu să le... Că n-am mai mult. Da, înțelegeți dumneavoastră. Mai în față, las că domnule. vă bag în bord aici. Aici. Bine. O zi frumoasă O aveți. zi bună. La fel, la fel. Bă, băieți, acum am luat a doua cursă, să spun așa, și hai să vedem cum va fi, nu? Să vedem unde dorește să plece băiatul, deci na. Sper doar să fie aici. Bună ziua, dumneavoastră, cum am dat un Uber? Ok. Îmi puteți spune pe GPS unde doriți să vă duc? La voi, păi, nu vă arată. Stați că totuși trebuie să întorc.
V-a spus centura? Da. Bine, domn. Vă doriți să mergem mai repede sau... Na, aia n-am văzut-o. Sau... Cum ați dori să mergem? Regulamentar? Regulamentar. Bine. Și de cât timp sunteți în oraș? De vreo 2 săptămâni. Nu prea te audă. De vreo 2 săptămâni. Aha. A, e bine atunci, înseamnă că ești nou pe aici. Da. A, asta că e super atunci. Păi și acum ce vrei să faci acolo unde vei, la punctul unde vrei vei ajunge, adică? Poftim? Livrez pizza. A, ok. Păi și livrez pe jos sau cum? Păi mi s-a stricat mașina. A, ok. Mi se strică mașina, livrător de pizza. Păi și atunci n-a venit mecanicul la tine sau? Domnul, puteți repeta, că nu prea vă aud. Cred că sunteți cam răcit. Nu-l aud. Oricât ar fi, dar nu-l aud. Cam duce mașina asta. Aoleu! Ce s-a întâmplat aici, domnul? Trece cumva peste. Domnul? Observați și dumneavoastră cum pică semaforile astea? Da. Cum dracu, că nu-l atinge nimeni, adică... Bine, domnul. Te va costa 1500 de lei. 1300 e bine? E bine, e bine. Vă mulțumesc, domnule. O zi frumoasă. Băi, am terminat și cursa asta cu un final bun. Păi pe ăsta cred că l-am dus înainte. Băi, am mai primit încă o comandă. Deci... Acum trebuie să mergem după... domnul ăla sau doamna, să vedem ce... ce va fi. Încerc să ajung cât de repede pot, dar na.
Salut, salut, salut. Salut, salut. Ați comandat un Uber? Da, da, da. Ok. Și unde doriți să vă duc? La un garaj aici, la spital, la un garaj. Bine. Doriți să mergem mai repede sau? Da, mai repede. Ok. De imediat ajungem, doar trebuie să intrăm în oraș. Da. Vă va costa 500 de lei această cursă. Colegul, dai tu 250 și 250? Da, da, uite toți banii. Hai să... ți-am dat cam mult din greșeală. Stai că-ți dau înapoi. Dau 9000. Așa, puteți da încă o dată, dacă vă rog? Da, da. Mă, cred că era cu norocul meu, adică... Da, da, stați că vă pun o pormânare. Am zis numai 500. Mă. Bine, vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă. Băi, ce fain era să-mi lasă ea 10.000. Mamă. Na, vedeți, băi, să fac de ușor banii, deci nu... Mai mult de 2.000 să nu luați. Deci aia e și în regulament, mai mult de 2.000 să nu luați. Am revenit. Hai să așteptăm următoarea comandă, băieți. Deci, da, hai că până ne vine o comandă, o să ne plimbăm un pic prin oraș. Mai vedem ce și cum. Ne mai plimbăm. Au, se aude poliția pe aici. Băi, vă place mașina? Cu asta să tot faci Uber, adică... Băi, și nu costă mult, adică, na... Faci ușor bani. Care dracu claxonează? Ah, ok. Băi, și trebuie să ai grijă pe cine iei, pentru că mai vine câte unul care mai are o armă, ceva la el și atunci nu e bine, știi? Băi, cum tremură tobele astea de la mașină, mă, zici că ar fi dracului cu tremur ceva. Sau ar pica dracului, ia. Mă, nu mai pot. Bună ziua, domnul. Bună ziua. Mă duce și pe mine la poliție? Da. Mulțumesc. Haideți. N-aveți pentru ce. Păi aveți vreo problemă sau? Nu, dar să-mi iau mașina de la garaj. Ah, ok.
stai un pic pe la semafor, pe așa, așa, știi? Trebuie, dacă nu vine unul pe principală, dă direct frontală noi. Apoi nu prea am chef să mă mai duc și la spital. Am fost odată. Hai mă, nu se face verde, sa. În sfârșit. Doru, mai stăm aici la semaforul ăsta, sau? Da, e că nu e nimic aici. A, e oricum s-a făcut verde, ce bine. Domnul, de data asta, vă duc pe gratis, dar... Mulțumesc frumos. Data viitoare va trebui să plătiți. Mult succes. Da, nu i-am zis nici că subor, nici nimic. Asta e. Mai ajutăm și playerii cum putem. Bine băieți, dacă v-a plăcut acest episod, atunci să nu uitați de butonul de like și subscribe pentru a fi la curent de fiecare dată când postăm. Deci, eu v-am lăsat, pa pa și o zi frumoasă și ne întâlnim data viitoare. Pa!